Dragi prieteni, astăzi, în marea sărbătoare a intrării Domnului nostru în Ierusalim, am de făcut un anunț foarte important pentru țară, pentru întreaga planetă. Dragii mei, am început o serie de interviuri cu niște oameni speciali, deosebiți, unici, prietenii mei, cunoștințele mele, cunoștințele voastre, oameni importanți care au făcut ceva pentru poporul român, oameni care se dedică în fiecare zi pentru ceilalți. Vor fi cu toții pe invitați la mine în studio și vom realiza câteva interviuri care vă vor inspira. Vă vor inspira, pentru că de la fiecare avem de învățat, dar când avem în față oameni deosebiți, cu atât mai mult. De aceea vă rog să căutați pe YouTube canalul meu, să zic așa, propriu, Matei Schinteie, intrați pe Revista Pozitiv sau cei care sunt mai religioși pe canalul de YouTube Știri Ortodoxe. Veți vedea acolo ce n-ați văzut, veți auzi ce n-ați mai auzit. Și nu spun vorbe goale pentru că sunt experiențe trăite de oamenii aceștia dispuși să ne învețe câte ceva. De aceea, nu ezitați, rămâneți pe frecvențele noastre, puteți să vedeți și pe pagina mea de Facebook anunțurile, puteți să vă abonați ca să primiți notificări. De aceea, sunt convins că împreună vom reuși să trecem această perioadă de epidemie, pandemie și vom povesti și după cum a fost. Vă las cu bine, dragii mei, e o primăvară superbă, Dumnezeu a coborât harul lui asupra noastră a tuturor. La noi, la ortodoxi, sunt florile, iar la catolici, învierea Domnului. Hristos a înviat, Hristos a înviat pentru toți creștinii din toată lumea. Ne vedem la interviuri. La revedere și Doamne ajută!